Mie mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut foarte mult? Recunosc că m-am temut că de valoarea adversarului, pentru că eram avizat de superioritate, de locul de joacă fiecare. Mi-a plăcut rezultatul, mi-a plăcut că ne-am ridicat la înălțimea partidei. E adevărat că au fost multe momente în care am văzut ce se joacă în Occident, adică o viteză foarte mare de execuție, pase rapide, multă mobilitate, de altfel este specific olandezilor, dar ne-am ținut bine și cu puțină șansă puteam și câștiga, deși poate era prea mult. Dar efectiv am meritat acest egal și putem spune că am plecat cu dreptul. Crezi că a fost mutul cumva conservator, că vorbeam aici cu Florin despre faptul că schimbările parcă ne-au dat sentimentul că ar fi vrut mai curând să păstreze acest 1-1 decât să forțeze. Ție cum ți s-a părut? Păi, e posibil să te fi gândit și la faptul că un egal cu Olanda nu e rău deloc, pentru că probabil știe chiar mai bine decât noi potențialul fiecărui adversar și Olanda se vedea din depărtare că este cea mai bună. Și probabil că și-a dorit și el să debuteze la acest turneu final cu un rezultat, cu ceva, cu un punct, cel puțin. Dar mie mi s-a părut că a fost inspirat, a pregătit foarte bine partida și eu cred că putem fi mândri de evoluția băieților. Adică, iată, ne-am bătut cu juniorii unei dintre cei mai mari pepinieri din fotbalul european și n-a fost rău deloc. Juniorii, da. E mult spus juniorii, că deja au trecut peste juniora, dar mă refer de produsul... Tinerii, hai să le spunem tinerii. Exact, tinerii Olandei, că tot dăm exemplu de fiecare dată când vorbim de o academie, prima dată spunem de Olanda, de Ajax și de celelalte echipe. Iată că ne-am bătut de la egal la egal cu cele... Puteți să spunem și de Academia Hagi acum. Bineînțeles, nu e doar Academia Hagi, au fost la mai multe echipe, dar... Acum e și Academia Narcis Răducan. Da, așa este. Să vedeți, o să facă Hagi peste câțiva ani, așa, să fie 10. La mine e simplu, că eu iau de la fiecare echipă, eu fac separat cu ei. Exact. Tu iei cei mai buni, chiar că cei mai buni. Narcis, zi-mi te rog... Zi-mi te rog de Ciobotariu. Mi s-a părut... clar a greșit și la gol și mi s-a părut un pic defazat așa. Păi nu știu, n-am fost atent să fiu atât de critic. Deocamdată știi cum e, când faci o analiză, prima dată Florin știe mai bine că e antrenor. Prima dată cer cu lucrurile pozitive, după aia atingi și coarda sensibilă și i-ar termin cu ceva bun. Da, a fost o dificultate, am luat și un gol din fază fixă, ceea ce nu e cel mai plăcut, dar cred că lucrurile astea vor fi bine analizate de către Mutu, pentru că și adversarii viitori vor avea probabil acces la ce am făcut astăzi seară și vor lua și punctele astea vulnerabile. Deci este foarte important pe parcursul unui turneu final să te reglezi din mers. E adevărat. Cred că asta vor face băieții. Adică după o ușoară euforie, așa să zicem, că s-a plecat cu dreptul, eu sunt convins că vor deja se gândesc la următoarea partidă. Tu cine jucăm următoarea partidă? Cu Germania? Ungaria. Cu Ungaria. Da. Aici trebuie să câștigăm, într-adevăr. Dar e echipa gazdă și nu trebuie precauții. Dar sunt convins că ei vor analiza foarte profesionist, pentru că n-ai cum să nu tratezi profesionist un asemenea eveniment. Da. Adică Olanda față de Germania, putem să spunem că e pe picior de egalitate sau să ne așteptăm la meciul cu Germania la o partidă mult, mult mai dificilă decât cea cu olandezii? Eu acum nu cunosc potențialul exact. Am văzut și o părere specialiștilor și majoritatea spun că actuala generație a germanilor este inferioară celei pe care am întâlnit-o acum 2 ani. Da, în Italia. Dacă presupunem că ajungem la același nivel, că și aici nu e simplu să fim la același nivel, că e ușor să zicem că deci au fost mai slabi, îi batem. Hai că și la noi a fost ceva istoric ce s-a întâmplat acum 2 ani. Nu știu dacă vom fi la fel de buni. Dar uite, prima partidă ne arată că suntem cam în același tonus. Asta vreau să spun. La același nivel, te rog. Da, eu nu văd nicio diferență. Adică parcă nu s-a rupt deloc filmul. Efectiv, suntem în același ton. Dar asta îmi dă mari speranțe, sincer. Chiar dacă s-a schimbat un pic configurația lotului, băieții cu aceeași încredere văd că au abordat și antrenorul cu același profil. E foarte ok ce am văzut eu. Eu cel puțin sunt foarte mulțumit, sincer.
Deci, Narcis, ar ce spui că mai curând ar trebui să considerăm că echipa noastră are totuși o oarecare valoare decât că olandezii au jucat mai slab? I-am forțat și noi, îți dai seama, pentru că dacă te uitai, încercau foarte rapid să ne dezechilibreze, să paseze rapid, să găsească unghiuri de pasare, dar am stat bine. Am greșit odată și am luat gol, în rest, în principiu am stat bine. Mai mult decât atât puteam să-i și batem, că au fost două ocazii foarte mari la final, cea cu capul și stângul lui Ciobanu. Da. Deci eu cred că am reușit să ricostăm pe măsură. Iar Germania, așa pare, așa spun specialiștii, în predicții că nu sunt la fel de bun ca acum 2 ani. Dar acum să-i vedem. În matematica asta simplă ar trebui să avem șanse mai mari să-i batem dacă se presupune că batem echipa gazdă, care pare într-adevăr cea mai slabă din grupă. Dar știi cum e, când joci cu echipa gazdă, îți găsești oricând resurse, adică nu poți să te relaxezi. E adevărat. Cine ți-a plăcut cel mai mult din echipa României, Narcis? Mie mi-a plăcut în primul spiritul lor, că când văd așa că toți trag la aceeași căruță, cum se spune pe românește, atunci mie îmi place treaba asta și, până la urmă, cam ăsta e produsul care trebuie să livreze orice antrenor. Ca să-i facă pe toți să joace în ideea lui de joc. Apoi, sigur că n-am cum să nu remarc pe Ciobanu, pentru că a avut această reușită și și nu numai această reușită. Dar, în principiu, mi-au plăcut mai mult și de-aia nu ar fi corect așa să extrag 1-2. Efectiv, cam asta trebuie să joace băieții noștri, să joace cu curaj și să depășească calculele hârtie. Că la calculele hârtie o să fim mulți ani de acum încolo favorit la nivel de echipă națională. E bine că nu n-au rămas la nivelul ăsta de calcule ale hârtiei și, din potrivă, au vrut să-și depășească condiția. Și cu puțină răză puteam chiar să-i batem, dar eu sunt convins că au prins mare curaj. Mai ales că am văzut că am primit gol, chiar mă gândeam ce care va fi reacția. Și iată, în câteva minute au marcat un gol mai frumos. Da. Doamne, aștept să fie bine în continuare. Crezi că vom vedea și alte nume în primul 11, în următoarea partide? Mă refer aici, nu știu, la Drăgușin, la Octavian Popescu? Eu sunt convins. Eu chiar m-am mirat că nu l-am văzut pe Drăgușin, dar eu sunt convins, eu cred că Mutu a analizat-o bine. Ar trebui să vedem și alte nume. Principiul fapt că este foarte comasat acest turneu final și ai nevoie de energie. Foarte multă energie proaspătă. În condițiile astea e important, are și echilibrul ăsta care îl va da configurarea primului 11 de fiecare dată. Adică în astfel de turnee finale nu te bați cu 11. Ai tot lotul la dispoziție în funcție de adversar și de bazinul energetic a fiecăruia. Nu știu cât de multă, probabil că acum va analiza și el împreună cu staful medical, cât de epuizați sunt, ce urmează, ce adversari direct au. Nu știu, eu sunt optimist. Eram foarte optimist, de altfel, dacă ai fost declarațiile premergătoare jocului, am zis, eu văd 6 puncte la cei mici și 6 la cei mari. Da. Acum, parcă se vede cifra 7, dar încă nu zic cu voce tare că să nu fiu român jet de jet așa, că fac nuntă la un rezultat mai bun.